Un om a murit și cel puțin 4 au fost răniți după un atac cu cuțitul într-un supermarket de lângă Milano. Printre răniți se află și un fotbalist de la Arsenal, Pablo Mari. Potrivit primelor informații transmise de presa internațională, un bărbat ar fi luat de pe raftul magazinului un cuțit și a început să înjunghie oameni la întâmplare. Atacatorul a fost reținut de poliție. Pentru mai multe detalii, suntem acum în legătură directă cu Alberta Forgiarini, corespondenta noastră în Italia. Alberta, bună seara! Care este starea răniților? Ce se știe la acest moment despre agresor și despre motivul atacului său? Bună seara! În acest moment sunt 4 persoane rănite. Așa cum spuneai, o persoană și-a pierdut viața. Iar dintre aceste 4 persoane rănite, 2 sau 3 se scrie acum că ar fi în stare gravă. Ele au fost transportate cu elicopterul la spital. Dintre aceste persoane, una dintre ele este fotbalistul Pablo Mari, destul de cunoscut pentru că joacă la Monza, echipă din Serie A. Este un fundaș care a fost împrumutat de la Arsenal, are 29 de ani, dar starea lui este stabilă, acum și el se află la spital și este vizitat de staful echipei. Așa cum povesteai, a fost panică practic într-un centru comercial, într-un mall din Milano. La un supermarket de aici, efectiv, un bărbat de 46 de ani a intrat, a luat de pe un raft un cuțit și a început să înjunghie persoanele de prin prejur. După acest episod, clienții au fost cei care l-au imobilizat, apoi au venit carabinierii și l-au arestat. Această persoană ar fi, dacă inițial se vorbea despre un posibil atac terorist, s-a aflat că această persoană, de fapt, suferă de mai bine de un an de depresie și ar fi sub tratament. Însă, în acest moment, se încearcă interogarea lui, dar spune presa că nu ar fi în cele mai bune condiții să dea declarații. Revenind la răniți, aceștia ar fi cu vârste cuțin între 28 și 81 de ani și așteptăm să vedem și alte vești dacă starea lor va deveni stabilă. Da, să sperăm că